Păi și mai merge? Nu știu, vedem acum. Nu poți să-i mai dai nici în garanție, nu poți nici să le returnezi, nu poți să le faci nimic. Iubire. Salut, eu sunt Teo și inițial vlogul ăsta m-am gândit că o să fie despre cum îi cumpăr PC-ul, ce simei, cum îl asamblăm, cum se bucură ea de PC și așa, cum îl testează, cum nu știu ce. Dar prietenul meu, Biță, la care am mers să facem PC-ul, mi-a zis, păi Teo, nu vrei să-i facem un prank? Și am zis, păi da, cum să nu, nu-i facem noi un prank? Păi îl întreb, dar ce prank? Că nu m-am gândit eu la nimic. Ia zi-mi, cu ce ai venit tu revoluționar așa? Face, băi, deci eu am un alcool izopropilic, cred că se numește, nu știu sigur, așa am reținut eu, cu care curăță componente sau piese. N-am înțeles eu foarte bine despre ce e vorba, dar mi-a zis că după ceva timp, după ce ajungem acolo, o să-i cer un pahar cu apă și o să-i vărs ăla pe calculator. Și s-a întâmplat asta, mă, cavale. Dar până să ajungem la prank, uitați-vă să vedeți cum prezintă Cesima calculatorul, că muriți. Viețile mele, am ajuns aici la Ioan, la fratele nostru, și uitați cum așteaptă. Vă rog, uitați-vă aici un pic. Deci a pus lumini. Eu în viața aia n-am văzut lumini astea. A pus, are și camera acolo, o să avem două cadre. Avem aici și calculatorul lui Cesi, cu toate piesele acolo, cu carcasa, cu tot ce trebuie. La prima vedere așa cum e. Foarte frumos, e elegant, așa drăguț, abia aștept. Elegant, păi i-am pus papion, i-am pus cravată. Avem, de fapt, o să vă prezint astea imediat. Mai răbdare? Eu le prezint. Mai poți să aștepți? Fără mișto le prezint, da. Tu? Păi nu știi, mă, bebe. Hai că ce cum, că nu știu, spate. Îmi zice Biță pe aici. Zice Biță, pe zice Biță, zic și eu, hai că te descurci. Avem și dulceața asta de motan aici, Benji, nume de tine, nu știu de ce e. O frumusețe. Ne arăți și nouă, mă, burta. Fără mișto, Benji. Ia. De nu fac mișto de el, mi-e drag rău, tot de la uitați, uica de burta. Hai gata, lăsăm vorba și hai prezintă-ne alea. Cesi Computers. Nici măcar nu uit. Asta e, nu citi. Zi procesorii 5. Deci, procesor pentru calculatorul 5. Meu am procesor i5, să știți. Da, generația, citește și tu pe ăla. Ce generație? A 10 am văzut. A, uite, a 10-a generație. Aia zic. Cu câte, da, da, câte coruri. Mi-e da și mie. Mi-e și mie. Face și calculator în seara asta, nu ne jucăm. Deci avem un i5, după aia avem, ce e? SSD. Așa, de cât? Un tera. Tigrule, lasă-ne să ne facem și noi calculatorul aici. Deci, ăsta chiar nu știu ce e. Ăsta este RAM și e de 16 giga. Și am și aici și RAM de 16 giga. Așa. De la Corsair, bebe, e Corsair. Aici scrie noi aici, deci să nu știți aici, citiți aici, da? Și e RGB, vă că ne-a luat... Ne-am cu LED-uri. Ne facem pom de brad. Pom de brad, mă, atât am putut eu. Îmi place mie. Colorate pe aici. Pe mine asta m-a interesat, de fapt, să fie colorat. Forță! Zi, sursă. Am... sursă. Tot RGB, tot cu LED-uri. Bă, dar îmi place că pe mine nu mă crede, mă, eu șoptez în spate de aici, dar trebuie să citească, că crede că eu l-am mișto. Păi, așa, deci o sursă de la... A, uite-l, tot, deci tot aici e. Thermal Take. Da. Așa, Cool All Your Life. Cu puțină engleză. Placa video, că asta ne interesează, dar asta așteptăm next cu toții. Așa. Deci, stați că pe asta eu știu să o prezint. Păi scrie pe ea. Păi bune scrie și... pe ea. Așa, ce e asta? Deci am placă video de la GeForce RTX 2070. De la RTX. Gigabyte. Gigabyte GeForce. Bă, frate, i-am luat calculator mai bun decât al meu, deci vă rog să mă credeți. Așa, și asta ce e? Nici nu-ți faci nimic aici. Deci lăsați-mă, da? Nu ar trebui să fie ceva audio, habar am, nu? A, da, bebe, sunt căști. Fără mișto, nu. Le pui pe urechi. Procesor. Este placa de bază, iubire. Este placa de bază de la ASRock. Așa, și cam asta e. Și hai să vedem acum și carcasa. Mamă, ce lungioare s-a terminat. Are catâr în unghii. Catâr nu e la măgar de la... Hai că știu și eu cuvinte în română dacă este. Mamă, cred că-l strică. E grea. Te ajutăm? Nu. Reveal-ul. Stai, lasă-mă pe mine. Wow. Trebuie să, uite, așa, pe aici trebuie să stea. Bebe, bebe, aici trebuie să stea iubirea mea. Și aici o să fie colorat pe aici, pe, nu știu pe unde, dar pe aici, pe deci undeva știu e eu colorat. Pe aici, pe undeva și pe aici. Știi tu, da, hai că știi forță.
Și acum începe nebunia. Ia uitați-l pe Teo, detectiv. Da, da, pe dacă am consolă, da. Bine, amică mă jucam, da, dar aia, bineînțeles că n-am mai avut. Știi cum e ce zi la calculator? Ca unul de 5 ani. Da, păi cam așa eram eu cu iPhone-ul, deci pop. Nu suportam interfața. Avem pe emoții de calculator. Ia vedeți și primul fail. Eu bine, dar vin monitoarele în birou, gata, adică n-am zis. De ce eu aici îmi dădusem alcool de la mine? Ce s-a întâmplat? Cerbețel. Mănecarul de tot. Dar mustură ochii. Eu atât pe calculatorul ăsta. Ce-am făcut? Ai dat pe tot calculatorul. Să cred. Și unde a căzut apă? Pe aici. Pe placă? Da. Și ei aici îi venea să râdă de mine, mă, frate, de cum m-am mânecat. Da, stați așa că se întoarce roata. Păi și mai merge? Nu știu, vedem acum. Asta, să vedem dacă mai merge ăsta. Ea era sigură că merge aici, nebun, lua la mișto gândul ei. Asta, să vedeți plâns pe ea, în câteva minute. De cum te-ai intrat, gen, ce? Nu, nu, acum nu avem cu pe gură. Când ochi în nas, așa necat. Dar cum am înnecat? Ai de teamă, că ai făcut ăla cu paharul. Scuze, că da, a fost amuzant. A fost foarte amuzant, gen. Ce are pe placă? Ne-a cazut fain. N-ai cum să nu mai meargă, că nu l-am băgat în piscină. Bă, sper să mai meargă. Și eu, că dacă eu... nu-mi plăc. Nu, nu mă merge. Serios, nu merge. Bă, e chiar sper să meargă. Bă, că merge, eu știu că merge. Și acum, după ce am schimbat cadrul la tip-tip-tip de milioane de ori, hai să vedem momentul adevărului. Uite-o, mă, mâncă-i aici gura ei. Ea tot încerca să mă facă fericit, că eu vezi, doamne, eram nervos că am dat toți banii ăștia și s-a stricat, nu știu ce, știu ce zic. Uite, a prins de la vădă. Aha. Bă, îmi pare super rău. Dacă e să mai încercăm cu... Nu știu, emoția. Să mai încercăm cu fenul? El, efectiv, acum nu se mai aprinde? Că s-a ars ce? Nu știu dacă s-o fiați, că ei au niște dașe, niște senzori și... Ca de obicei, când te duci cu ele la garanție și zice, a fost atât. La apă se... Și nu merge dusea nici la garanție asta? Nu știu, dar adică poți să încerci. Dar de obicei, cum erau și la telefoane, dacă le schimbat în apă, aveau înăuntru ceva și... Da, se nu se mai aprinde ca să... Ia prinde televizorul, poate nu merge priză. Da, nu, e chiar nu merge. Bă, dar aici... Asta e pe zero, la sursă. E fost de îndrejde. Scuze că râd. Ce vrei să fac? Nu poți să le mai duc nici în garanție, nu poți nici să le returnezi, nu poți să le faci nimic? Că dacă nu mai merge. Dar gen, toate nu mai merg sau doar una? La una nu-mi place. Tu nu știu de la ce trebuie să pornească un calculator. Pot să mă uit dacă e aduc și calculatorul ăla și le luăm fără ce zic. Bă, și aici am vrut să-i zic că gata, a fost prins, nu știu ce, am și râs cu toții, dar ce credeți, mă, ea nu s-a prins? Și am zis, hai să continuăm. Acum râdești pe aia, eu aici nu mai știam ce se întâmplă. Tu când te-ai negat? Cum te-ai negat? Păi am dus-o la gură și am pleznit. Până am rezolvat. Nu mai lipesc la mine. Chiar pe proces. Mă duc să aduc alcool. Aici. Ce? Poți să te
vino, traduci? Da. Iubire. Asta e, iau o altă placă de aia sau ce mă trebuie. Bine? Da, de ce nu mai vezi? Nu rezin dacă zic că-i prank? Ha? Zi, nu râi? Nu râi nici dacă zic că-i prank? Asta s-a plângă! Asta s-a băgat? Eu chiar am vrut că s-a stricat, deci eu mă panicasem, zic, ce trebuie? Iubire, iartă-mă că te-am lăsat așa mult, dar prea râdeai la început, n-aveam cum să râd eu cu tine să zic că a fost prank. Hai că merge totul, dar ce ai făcut de n-am mers, te l-ai pus și pe i ăla și pe o? Nu l-am băgat în priză. Mă să dai tot zoom. Dar și când a zis Dana și s-a băgat Dana și uite mă că era pe zero, a stricat totul. Stai să vezi. Și am văzut atunci am văzut că am scos. Da, mă, gata, îi dau eu acolo. N-am mers. Bine, merge, mă, calculatorul, sufletul meu. Ești un tâmpit. Ce a fost prank-ul ăsta? Și de ce ai face așa ceva? Dar tu râdeai la început, cum te-ai schimbat la 180 de grade? Pentru că eu am crezut până în ultimul moment că o să meargă, gen după aia când am văzut chiar nu merge. Uite, deci, bă, n-o să vă mint, deci eu eram puțin trist că iar râdea la început. Am zis, bă, e prank, nu, ce faci? Râzi de mine? Mi-ai făcut tu mie prank sau cum? Și după când a văzut că nu merge... Dar acum de ce mă plângi? Trebuie să se oprească singur. Dar n-ai văzut că după ce m-am înnecat mirosea a alcool, gen? Ba da. Și nu te-ai dat seama? Păi n-am vrut să întreb de ce miroase așa. Băi, dar m-ai speriat când ți-a intrat în ochi. Că nu e bine să... Băi, și eu m-am speriat un pic. Dar am fost bine. Eu mi-am dat, mă, în ochi, în nas, am zis pentru voi ce nu fac eu. Și ai că era să rămân orb. Băi, cam asta e, bine, aici o să ștergem, nu e de la... Cam asta e PC-ul Chessy-ul mei. Vieții cam asta a fost și vlogul, sper că v-a plăcut, sper că v-am să zâmbe pe buze. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut, să ne dați un follow pe Instagram, să lăsați un comentariu să vă abonați la canal. Să vă abonați și la Biță, face și live stream-uri, mai pune vloguri din când în când. Dar dacă îl încurajăm, poate să ține mai bine de treabă. Eu o să aveți linkul jos în descriere. Eu am fost Teo și nu uitați până data viitoare cu zâmbetul pe buze și la fel de fericiți. V-am pupat, pa, pa! Ce faci viața mea?